Domnule, domnule, conflictul Moscova-București a ars mognind vreme de zeci de ani, cel puțin așa susține cel mai influent demnitar român din perioada comunistă. Vă arătăm în mintele următoare mărturia testament a fostului ministru de finanțe, Paul Niculescu Mizil. Acesta dezvăluie într-un interviu document cum s-a opus Ceaușescu până în ultima clipă intențiilor Rusiei de dominație, dar și ce minciuni de propagandă folosea acesta pentru a intimida regimul de la Moscova. Elementul hotărător care m-a păstrat pe mine în cadrul conducerii lui Ceaușescu a fost faptul că Ceaușescu a avut curajul de a reprezenta România cu demnitate și că s-a opus hegemoniei sovietice până în ultimul moment. Peste ani, mărturia lui Paul Niculescu Mizil nu vine decât să confirme statutul care a fost atribuit de istorie. Cunoscut drept ideologul dictatorului, fostul ministru de finanțe a fost cu adevărat unul dintre inițiatorii politicii de eliberare de sub tutela Moscovei, implicându-se activ în relațiile dintre România și URSS prin emiterea unor documente importante pentru istoria comunismului românesc. Astăzi, mărturile lui testament vorbesc despre afrontul lui Ceaușescu în relația cu Moscova. În acest context, prima mutare a dictatorului se referă la invadarea Cehoslovaciei. Am hotărât ca Ceaușescu să declare public că dacă vreun petec din teritoriul românesc va fi ocupat, noi vom riposta cu foc. Pătrunderea trupelor celor cinci țări socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greșeală, o primejdie gravă pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Ceaușescu reprezintă această nație și această țară și o reprezintă cu demnitate și cu cinste și că nu o lasă să fie încălcată cum am fost încălcați de hoarde de turci, hoarde de ruși, hoarde de habsburgici, hoarde germani. Acest mesaj se va regăsi practic în toate filmele istorice pe care Ceaușescu le-a finanțat și aprobat de-a lungul anilor cu un scop precis, avea să spună Mizil. Noi când am spus Ștefan cel Mare și teritoriul pe care îl stăpânea Ștefan cel Mare, aveam în vedere clar ca lucrurile astea să se spună, să se afle în afară, să se afle în Uniunea Sovietică. Totuși, Paul Niculescu Mizil mărturisește că cele mai mari strategii s-au dovedit a fi chiar manifestările comuniste de pe stadioane. Ridicarea cultului personalității dictatorului a fost în sine o misiune clădită pe mesaje subliminale, la aportul căreia o țară întreagă gândea, respira și simțea la fel. Toate aceste manifestări erau manifestări cu un pronunțat caracter politic. Mesajul pe care noi vroiam să le adresăm populației era, în primul rând, un mesaj de sprijinire a politicii Partidului Comunist. Adică noi ne adresam populației cu anumite lozinci, cu anumite gânduri. Noi construiam o țară.